De ani buni, ulițele din Strada Nouă din Roman par a fi trecut printr-un război. Aleile sunt pline de gropi, canalizările sunt înfundate, iar oamenii spun că autoritățile nu intervin pentru remedierea problemelor. Pentru romașcanii domiciliați pe Strada Nouă, condițiile de trai sunt mai degrabă demne de evul mediu. Oamenii din zonă se plâng de lipsa unei rețele de gaz metan, dar și de străzile pline de gropi, dintre care unele sunt asfaltate doar pe jumătate. Și, ca și cum aceste probleme n-ar fi destule, atunci când plouă, casele oamenilor se inundă pentru că rețeaua de canalizare este înfundată. Pe strada noastră, vă rugăm frumos, nu este o ordine, nimic nu este făcut ca lumea. Bordurile nu sunt normale, cum trebuia să fie, ca să nu intre apa de pe stradă în curțile oamenilor. S-au ridicat mai mult drumul la mijloc și toată apa se scurge și pe o parte și pe alta și vine la casele oamenilor. Canalizarea nu-i corectă deloc. Infundată și vine un miros, distăm într-un miros, pătrunde și în casă mirosul și afară nu poți să stai, dar nici în casă. Nu mă turca lumea, lasă mizerii pe aici. Asfaltul, uite, vine apa, vine în ogradă și-mi intră în casă sudaua așa, cu matura. Și când le-am spus, dădea de numeri. Mamă, dar faceți bordurile sus, faceți ca lumea că suntem oameni. Ce dacă suntem țigani? Am muncit, suntem bătrâni, bolnavi. Facem. Canalizarea trebuie despundată ca lumea, că nu merge canalizările. E bătaie de joc. Vorbim pe partii și dăm de numeri. Nu spune nici în stânga, nici în dreapta. Și asta am spus. Vine apa când plouă sau când se termină iarna, vine peste noi apa. Aduc pompierii, aduc Dani Scoati. Vecinii sunt martori toți. Ce e aici? Dar avem și noi copii la școală, vrem și noi ceva mai bun, trotuarii. Ce e aici? Ce s-a întâmplat? Ce-au făcut? Nu au făcut nimic. De ce promite și niminti? Dar când s-a săltat ultima dată? Cred că vreo 20 de ani. Dar gaz aveți la dumneavoastră pe stradă? Nu, la noi, în Strada Nouă. Bănuiesc că v-ați dori. Asta este ură de rasă, domnule. Asta este ură de rasă, că nu ne ia nimeni în considerație. Deocamdată locuitorii din zonă spun că autoritățile locale nu le iau deloc în serios solicitările transmise din dorința unui trai mai bun. Rămâne de văzut dacă oamenii au dreptate sau dacă reprezentanții administrației locale vor găsi soluții pentru problemele celor domiciliați în Strada Nouă.